Emoțiile au luat sfârșit pentru oficialii de la HC Dobrogea Sud, care au așteptat până ieri un răspuns din partea Forului European de Specialitate la solicitarea lor de a participa în a doua competiție ca valoare din Europa în sezonul următor. Din fericire, răspunsul a fost unul pozitiv, astfel că așteptarea a meritat. Anunțul a fost făcut de Clubul Constanțean pe pagina de Facebook, unde a scris că acum e 100% oficial, vom juca în European League, noua competiție intercluburi, care nu doar că înlocuiește cupa EHF, dar va fi și mult mai puternică. Printre echipele cu care ne putem duela în grupele competiției se numără și foste câștigătoare de Liga Campionilor, cum ar fi Montpellier sau Magdeburg. La primirea veștii, președintele clubului Constanțean Ionuț Rudi Stănescu s-a declarat optimist în privința acestei participări, chiar dacă această competiție va debuta într-un format diferit față de anii trecuți, care o face mult mai puternică. El a adăugat că primul obiectiv este calificarea în faza grupelor. Pentru a ajunge acolo, handbaliștii constanțeni au de trecut două tururi preliminare. Primul meci va fi la sfârșitul lunii august contra unui adversar care va fi stabilit peste o săptămână, atunci când este programată tragerea la sorți. Alături de HC Dobrogea Sud, printre cele 30 de echipe participante la primul tur preliminar, se află și Potaița Turda, o altă reprezentantă a României în cupele europene în sezonul următor.